Dialogurile 4x4. La Dialogurile 4x4 l-avem invitat astăzi pe directorul Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești, dirijorul Vlad Matescu. Bine ați revenit la UIL FM. Bine v-am găsit și vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul pe care ni-l oferiți pentru promovarea celor mai importante evenimente pe care Filarmonica le organizează. Mulțumim, o facem cu mare drag și ne bucurăm că avem ocazia să promovăm astfel de evenimente, cum este Festivalul de Jazz de la Ploiești, cel care constituie tema întâlnirii noastre de astăzi. E un eveniment major, mai ales că Ploieștiul are o tradiție. Poate că unii am uitat lucrul ăsta, e bine să amintim de fiecare dată când avem ocazia faptul că primul festival de jazz din România a avut loc la Ploiești, primele ediții ale acestuia au fost găzduite de Ploiești, au fost inițiate de un grup de împătimiței genului de aici. Ulterior, din anumite considerente, erau și alte vremuri, s-a mutat la Sibiu. Acum Sibiul se fălește cu un important festival de jazz. E momentul ca Ploieștiul să ridice mănușa și să demonstreze că totuși are pionieratul în domeniu. O va face și cu această ocazie, pentru că este o ediție cu totul și cu totul special. Poate că primele două pe care le-a organizat Filarmonica Paul Constantinescu au fost mai de încălzire. De data aceasta are ocazia să demonstreze tot ce poate. Ați făcut-o și printr-o manieră inovativă, aș spune, de a promova festivalul, căci orice eveniment de genul acesta trebuie promovat, după cum spuneați, și anul acesta ați venit cu multe idei noi. Dacă vreți să le spuneți ascultătorilor mai multe, unii dintre ei s-ar putea să știe câte ceva, poate că au dat într-un autobuz peste niște muzicieni, adică peste trio Zumă, instrumentiștii de la Filarmonică, poate s-au întâlnit într-un mall în Ploiești Shopping City sau în altă parte cu o trupă de Dixieland și așa mai departe. Spuneți-ne cum e cu promovarea asta altfel a festivalului de jazz. În primul rând este, exact cum a spus și noastră, o provocare pe care dorim să o lansăm colegilor și prietenilor de la Sibiu. Ne dorim din tot sufletul ca această perioadă prin care trecem, de altfel de pe 12 noiembrie, de când a început promovarea propriu-zisă a festivalului de jazz, și până pe 27, atunci când va fi ultimul concert din sala Ion Baciu a Filarmonicii, să transformăm orașul Ploiești într-o capitală a jazzului de bun gust, cu mari artiști, cu mari personalități și cu nume grele și importante. Au fost evenimente în fiecare weekend, au fost evenimente și în zilele săptămânii. Am avut o formație de Dixieland, Chindia Brass, care ne-a ajutat. Am avut concerte în diferite locații ale orașului, gen flash mob, să zic așa. S-a întâmplat și în aer liber, s-a întâmplat și în spații comerciale. Au fost și în spații neconvenționale, în spații în mall-uri, bineînțeles, unde lumea a putut să afle despre proiect. Am avut și vom avea și weekendul acesta o caravană muzicală, un tir cu o scenă interioară, cu lumini și imagini și așa mai departe. Ceva care va între car alegoric și scenă. Exact, deschisă, e o struță comină, așa, care va circula prin orașul Ploiești. Și care atrage atenția cu siguranță și asupra sa, dar mai ales asupra festivalului, asupra evenimentului pe care își dorește să-l promoveze. Avem proiectul Jazz in the Bus, pe care l-am lansat ieri, o să se mai repete și ziua de luni, așadar de asemenea pe traseul 30. Asta și pentru că traseul 30 e în principiu cel mai lung traseu, exact, din oraș, da? Care exact face legătura între hipodrom și, iată, Ploiești Shopping City, practic merge până aproape de... Este o atmosferă foarte interesantă, să cel puțin în oraș aceste acțiuni sunt unice, e prima oară când se întâmplă, aceea de a avea o formație de jazz într-un autobuz, să te încânte de la servici până acasă, cel puțin, sau invers, de acasă până la servici sau la cumpărături. Mai sunt concerte pe care le avem în diferite locații, la diferiți parteneri, chiar și în seara aceasta avem un concert tot al formației Trio Zoom la unul dintre partenerii noștri, cel care ne pune la dispoziție mașinile pentru festival. Sunt foarte, foarte multe evenimente. Este unul dintre cele mai complexe festivaluri pe care, zic eu, Ploieștiul le-a găzduit. Spuneam mai devreme cu nume mari, proiecte multe în cadrul acestui festival, cu o zi în plus față de toate timpurile ale acestui festival, așadar 5 zile, 23-27 noiembrie. E un record istoric în momentul acesta, da? Cu atâtea zile de festival. Avem masterclass-uri, avem lecții de jazz
concerte educative în, de intrare în această lume a, a jazzului și a muzicii bune. Tocmai de aceea am încercat să facem acele evenimente de promovare, caravana muzicală, Dixieland, Jazz in the Bass și celelalte concerte, pentru a aduce această muzică cât mai aproape de ploieșteni, de omul de rând, să zic. Așa, pentru a vedea tocmai că jazzul nu este neapărat chiar așa o, o muzică pentru doar pentru unii, este o muzică pentru toate gusturile și acolo în sala filarmonicii veți vedea că energia care se acumulează pentru fiecare concert, pentru fiecare artist remarcabil pe care îl avem, este unică. Eu spun și sunt convins că nu mă înșel de data asta, sunt foarte sigur pe, pe afirmație că este un festival care în niciun caz nu poate fi etichetat ca un festival local. Dimpotrivă, interesul e foarte mare. Pe de o parte, avem artiști din țară și de peste hotare care vin și am avut ocazia să discutăm, nu pe frecvențele Wheel FM, despre rețeta aceasta a festivalului și despre faptul că oarecum în proporție egale avem artiști autohtoni, avem artiști români stabiliți în străinătate care vin și cântă și de asemenea artiști de peste hotare, jet de jet, da, care vin de asemenea la ploiești convinși să participe la acest festival. Pe de o parte, pe de altă parte mă gândeam însă și la structura publicului. E foarte posibil să aveți o mulțime de spectatori din București pe de o parte, care vin se bucură de ocazia de, de a-i vedea pe unii dintre artiștii care au cântat la Sibiu, de exemplu, și care unde cu siguranță mai dificil să ajungi, dar avem, gândindu-mă la ascultătorii noștri radioului, avem pe cei din Câmpina, unde și acolo există o tradiție a jazzului, începe să se înfilipe o tradiție, grație lui Liviu Briciu și festivalului pe care acesta îl organizează, de asemenea ascultători din Târgoviște, foarte posibil să vină și ei la, la festival, fiindu-le foarte, foarte ușor să ajungă aici și grație frecvenței noastre din Znagov sunt sigur că vor auzi și bucureștenii de festival, dacă nu cumva și-au cumpărat deja bilete prin platforma online pe care o au la dispoziție. Să vorbim puțin și de biletele pe care și le pot cumpăra cei care sunt pe recepție la exact, toate concertele. Până atunci sunt, vrem să amintesc că sunt foarte multe formații importante și artiști remarcabili, sunt unii instrumentiști, sunt ceea ce România nu a mai văzut de mult, i-a avut pe scenele chiar și din, și din Ploiești. Și se reîntorc în țară, dau aici ca exemplu pe Emil Bâzgă, un extraordinar de bun trompetist, Nicola Simion, Răzvan Cojanu, care este ploieștean jet by jet și vine într-o formulă de trio din deschiderea festivalului pe 23 cu jazz simfonic, avându-l ca dirijor pe Sabin Păuța din Statele Unite. Așadar avem Statele Unite, Luxemburg, Franța, Germania, Grecia. E o rețetă este internațională, cu siguranță. Exact. Avem jazz, avem blues, avem funk, etno jazz. Am încercat pe cât posibil să ne întindem pe cât mai multe sfere și sperăm ca aceasta să fie o rețetă a succesului. Biletele despre care dumneavoastră aminteați mai devreme se pot găsi la casa de bilete a Filarmonicii din strada Anton Pan numărul 5, la agenția teatrală și bineînțeles online pe www.jazzploiești.ro sau pe festivalului, da, exact. Unde găsești o mulțime de informații despre acolo se găsesc toate informațiile despre toate evenimentele festivalului. Și mai o platformă de unde pot fi cumpărate biletele, în afară de jazzploiești.ro, site-ul festivalului, de pe filarmonicaploiești.ro, bineînțeles site-ul instituției. Totodată aș dori să recomand tuturor să vină la casă de bilete pentru a-și putea totuși achiziționa de acolo abonamentul. Acolo e singura variantă și merită din toate punctele de vedere. Biletele costă 30 de lei pentru concertul de miercuri de deschidere, cel jazz simfonic, și 50 de lei pentru fiecare seară, chiar dacă sunt două, chiar dacă sunt trei concerte pe seară, dar abonamentul pentru toate concertele din acest festival costă doar 160 de lei și sunt 11 concerte plus acel concert educativ, plus masterclass-ul, plus evenimentele care urmează după fiecare seară. Se va merge la Conac pentru, deci după fiecare concert, fiecare seară de concerte va fi un jam session, așadar formațiile din seara respectivă, două sau trei, vor cânta împreună, va fi un mix incredibil. La Conacul Domniței Ralu, pentru cei care sunt pe recepție acum, ca să știe în cazul în care doresc să asiste și să participe și la aceste evenimente de după concertele de pe scenă. E interesantă atmosfera la aceste sesiuni speciale, da? E o atmosferă exact creată pentru
evenimente de genul ăsta din punctul meu de vedere. Elegante, dar în același timp te poți și distra și simți foarte bine. Nu de mult am avut conferința de presă de deschidere a acestui festival. De asemenea, ne-am ales să fie o conferință de presă atipică, neconvențională, într-un mall. Repet, din nou am ajuns să aducem jazzul aproape de ploieșteni. Și nu numai, de cei care au vrut să fac cumpărături în ziua respectivă. Am avut o conferință de presă cu cocktail și cu concert. Deci spuneam una atipică. Și sperăm că prin toate aceste acțiuni și cu sprijinul dumneavoastră să sala filarmonicii să fie arhiplină la festivalul de jazz. Mai ales că sunt multe concerte interesante, unele de neratat, nu numai pentru iubitorii genului. Avem însă și altfel de reprezentații, să spunem, cum e lecția de jazz pe care le-o propune Irina Sârbu celor interesați. Nu e o lecție pentru copii, nu e o lecție pentru adolescenți, pentru toată lumea, e și pentru cei care sunt familiarizați cu ceea ce înseamnă jazzul, dar și pentru cei care abia acum ar dori poate să descopere mai multe despre fascinanta lume a acestui gen muzical. Ce ne puteți spune despre această lecție, să-i spunem, de jazz? Este pe care va susține la matineu, da? Vineri la matineu. Exact, vineri la matineu. Este, de fapt, un concert efectiv cu Poiu Pascu, Irina Sârbu, cu frații Parghel, care vor veni să susțină un recital pentru toți iubitorii jazzului. De această dată, educați, cu, bineînțeles, folosind ghilimele de rigoare, educați în lumea jazzului sau mai puțin educați, pentru a învăța despre instrumente, pentru a învăța despre stil, pentru a învăța despre, nu știu, sincope, contratimp și așa mai departe, de care există în muzică. Ar fi interesant să le spunem ascultătorilor și dacă vor avea ocazia, nu știu, să cumpere discurile formațiilor pe care le ascultă. E un mare interes, mai ales pentru cei care sunt iubitori ai genului, să aibă discul cu autograful. Da, în fiecare zi aproape vor fi lansări de CD-uri și lansări de cărți, așadar în pauzele dintre concerte care vor avea loc la filarmonică, nu va fi o liniște obscură așa, dimpotrivă, cu ajutorul prietenului nostru comun, Andy Enache, ne va pune la dispoziție aceste CD-uri ale formațiilor care cântă în serile respective sau cărți despre istoria jazzului și nu numai. Sunt seri foarte importante și țin să tot repet că e necesar, din punctul meu de vedere, să vii la un festival de jazz, să vezi cu adevărat despre ce e vorba, mai ales când sunt artiști care la momentul actual sunt cei mai importanți la nivel mondial. E important și care sunt ecourile unui festival de obicei. Mizați pe prezența unor cronicari de specialitate, cum se spune, din capitale, sunt invitați, da? Bineînțeles, de ce nu? Chiar mai devreme am discutat... Oamenii apropiați fenomenului care exact. Îl comentează, care îl... Chiar am discutat mai devreme cu câțiva colegi, chiar și din presa națională și am, în sfârșit, sunt bucuros să văd că interesul acestui festival sau mai bine zis, acest festival reapare în interesul mass mediei naționale, în interesul populației din România și sper eu nu numai atunci, după festival, când vor fi review-urile, sperăm noi destul de bune, să aibă ecou. E foarte important, de altfel, mai ales pentru edițiile viitoare, dincolo de ceea ce se întâmplă acum aici, ecourile astea contează mult când veți face rețeta festivalului viitor. E un lucru prea bine știut că artiștii preferă să vină la un festival care are prestigiu. Din fericire, Ploieștiul încet, încet își recâștigă importanța pe, să spunem, harta asta a evenimentelor jazzistice. Este un eveniment care se dorește a fi de cel mai înalt standard, cu covor roșu, cu cea mai bună calitate a sunetului. Avem o firmă de sonorizare care ne va ajuta. Totul este efectiv profi de la A la Z. Vom filma evenimentul Ultra HD cu camere de 180 de grade. Sunt foarte multe detalii care nu se văd, dar e foarte important, repet, de miercuri până joi, chiar dacă unele dintre formații poate nu le cunoaștem, e bine să vedem despre ce e vorba, pentru că
nu de multe ori avem șansa să îi vedem live și mai ales la niște prețuri, din punctul meu de vedere, derizori. Pentru că ați tot menționat că sunt nume mari, nume importante din jazzul autohton și internațional deopotrivă, haideți să facem și o trecere în revistă a ceea ce va însemna festivalul de jazz, pentru că avem timp să parcurgem cele 5 zile foarte rapid cu formațiile și muzicienii care vor fi acolo pe scena filarmonici. Așadar, 23-27 noiembrie avem deschiderea cu jazz simfonic, având-l ca dirijor pe maestru Sabin Păuța din Statele Unite, un compozitor și dirijor remarcabil. Este, îi vine ca mânuș acest concert, pentru că este un iubitor al jazzului și al bluesului. În același concert va fi un mix pe care, cu care i-am obișnuit pe ascultători, de jazz simfonic, cu tot cu o formație. Este vorba de Răzvan Cojano Trio cu, și cu Nicolas Simion la saxofon și clarinet. Chitaristul Sorin Romanescu de asemenea va fi pe scenă, urmând ca ziua de joi să se deschidă cu acel masterclass susținut de Nicola Simion, iar seara va fi o seară pentru profesioniști desăvârșiți. Nicola Simion, quartet din Germania, a urmat de Emil Băzgă, spuneam mai devreme, unul dintre cei mai buni trompetiști din punctul meu de vedere la ora actuală din lume, și este român, stabilit în Statele Unite. Vineri, mi-e foarte greu, sunt atât de multe de spus despre ei despre și fiecare parte, da. Trebuie să le spun, să le precizez ascultătorilor că aproape sigur Nicola Simion va fi invitatul emisiunii noastre săptămâna viitoare, într-una din zilele săptămânii viitoare, așa că vor avea ocazia să afle mai multe de la acesta despre cum e privit jazzul în Germania, cum a reușit să aibă succes acolo pe o scenă unde sunt foarte mulți profesioniști, evident, și despre cât de apreciați sunt până la urmă artiștii din România, căci iată, avem numeroase exemple chiar în festival de artiști care au reușit în Statele Unite, în Germania și în alte țări, care au tradiție în ceea ce privește jazzul. Acum se întorc și acasă, da? Se simt bine, presupun, în momentul în care au ocazia să cânte în fața publicului din România. Da, bineînțeles, este o mare bucurie și plăcere pentru noi că atunci când se întorc în general cu lucrări și influențe românești. Bineînțeles, ei reprezintă România, sunt ambasadorii jazzului din România peste hotare și este o mare bucurie că noi îi putem avea pe scena din Ploiești, scena Filarmonicii. Am să revin asupra programului în data de vineri. Suntem 25. Vineri, care începe cum la matineu lecția de jazz cu Irina Sârbu. Da, vineri avem cele mai multe concerte. Sunt 4 concerte, de fapt, cu Irina Sârbu, lecția de jazz, Puiu Pascu, Ciprian, frații Parghel. Iar seara sunt 3 concerte, 1 și 1. Lucian Ban din Statele Unite, un pianist formidabil, cu un proiect solo, destul de rar într-un festival de jazz un proiect solo, dar care cu mare siguranță va produce surprize. Urmat de Cristian Soleanu Quartet, da? Blue Quartet, de asemenea un proiect interesant cu influențe românești din nou. Iar seara se va închide într-o atmosferă foarte relaxantă de show cu blues, cu Rareș Totu, Midnight Sun, împreună cu Dean Bowman, de asemenea un mare jazzman. Sâmbătă avem 26 noiembrie. Exact. Avem două concerte. Avem acel trio franco-grec, da? Exact, Stefan Tsapis Trio. Este o seară, în general, aceasta etno-jazzului, muzica românească, franțuzească, grecească, pusă pe acorduri de jazz. Iar seara se va închide cu Irina Sârbu și Ethnotic Project, un proiect care va electriza sala Filarmonicii Paul Constantinescu. Cei care sunt pasionați de jazz și ascultă emisiunea lui Andy Enache de la Wheel FM, cea care se difuzează în fiecare seară de luni de la ora 22, au avut de altfel ocazia să asculte albumul Irinei Sârbu cu Ethnotic Project. Pentru ei va fi o fericită ocazie de a asculta live aceste melodii, sigur cu totul și cu totul altceva, să ai ocazia să-i vezi și să-i auzi în direct pe artiști. E un proiect extrem de interesant și un spectacol care clar merită interesul publicului.
Iar duminica aș dori să amintesc, va fi efectiv cireașa de pe torta acestui festival. Sunt trei concerte foarte, foarte importante cu greii muzicii de jazz. Este vorba despre Dokin Absolut, o formație din Luxemburg, care a fost și la festivalul de jazz la Sibiu. Și mai important, sunt absolvenți ai colegilor de muzică Berklee din Boston, Universitatea de Artă din Rotterdam și cea de muzică din Saarbrücken. Sunt trei tineri extraordinari, care ceea ce fac cu instrumentele este remarcabil și abia aștept să deschidă ultima seară a festivalului, urmați de Mircea Tiberian Quartet împreună cu Nadia Trohin și un basist din nou din Statele Unite, un basist foarte, foarte bun. Iar seara și festivalul, din păcate, se va încheia, sunt foarte sigur că poate prea scurt pentru unii, cu Swing Shouters, o formație din Franța de jazz și blues și dans și nu numai. Va fi cu siguranță o experiență extraordinară pentru cei care vor fi prezenți. N-ar trebui să rateze niciunul dintre concerte. Pentru asta au nevoie de abonamente, da? Da, ca să, ca să fie sigur că sunt spectatori la toate aceste concerte din cadrul festivalului, fie că e vorba despre reprezentațiile de la matineu sau de spectacolul acesta de seară, și se anunță niște seri lungi și pline de entuziasm și într-o atmosferă cât se poate de plăcută, pentru că, iată, sunt seri cu câte trei concerte, sunt cel puțin două astfel de seri, și altele în care sunt câte două reprezentații seara, nu mai vorbesc despre masterclass sau despre lecțiile de jazz de la matineu, plus întâlnirile de la Conacul Domniței Ralu în fiecare seară a festivalului. Acestea fiind zise, eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi în emisiunea aceasta. E o ediție mai scurtă a dialogurilor 4x4, întrucât cezarului trebuie să-i dai ce al cezarului, muzicii ceea ce e al ei și politicienilor din când în când spațiu electoral. O să avem după ora 13:30 și o emisiune electorală. Veți afla iarăși despre promisiunile candidaților și veți decide în cunoștință de cauză. Noi, revenind la ceea ce se întâmplă la festival, vă propunem să votați cu jazzul. Asta vreau să vă spun și eu, să votați cu jazzul. Pe 23-27 noiembrie avem Ploiești Jazz Festival și vă așteptăm cu mare drag. Sperăm să fie prezență numeroasă la vot, da? Și lumea să voteze cu iubitorii jazzului și cu muzica și cu interpreții care vor fi prezenți aici. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumim directorului Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești, cea care organizează ediția 2016 a Ploiești Jazz Festival. 4x4. Fii conectat la actualitatea locală. De luni până vineri, începând cu ora 11.